napoleoniene reînvie la cheile turzii sub bagheta regizorului francez Bernard Borderie în filmul Șapte bărbați și o femeie. Jean Marais și Marie Lutolo dețin rolurile principale ale noii coproducții româno-franceze. În suita gentlemanului din Cocody, mai întâlnim pe Sidney Chaplin și actorii români Jean-Lorin Florescu și Florin Piersic. Frumoasele chei ale turzii au înscris sub bun augur munca cineaștilor francezi și români, a căror producție o dorim super bună!